Salut! Astăzi vom testa și ne vom juca puțin cu un motoraș de ștergătoare de parbriz auto. Da? Îl vom acționa cu un motoraș RS775, da? Și vom vedea ce voltaj și ce amperaj scoate acesta. Îl vom folosi ca generator. Haideți să-i facem probă. Îl vom conecta la aparatul de măsură. Am doi cleștișori aici. Așa. Și așa. Face atingere, sper că se vede aparatul de măsură. Vom conecta motorașul la baterie. Și avem 13,3-13,4 volți curent continuu. Da, acum vom măsura și amperajul. Aici. Okay. Se vede pe aparatul de măsură. Perfect. Să conectăm. Acum, vom deconecta aparatul de măsură și îl vom conecta la, ca și la celelalte clipuri, la un convertor din curent continuu în curent alternativ, în care îl vom băga într-un transformator de 220-12V. Și practic vom obține 220 pe firele de 220. Să aprindem și un bec, să vedem dacă funcționează. Am conectat convertorul din curent continuu în curent alternativ, da? Acum vom lua un bec de 220-12W și îl vom conecta la transformator. Sper să se vadă bine. Haideți să-i facem o probă. Deci avem din 12V 220. Acesta este testul. Dacă v-a plăcut, vă rog dați un like și abonați-vă. Mulțumesc frumos!